Bună ziua, Drinkaholics! Aici este Grigo și cu degețelul ridicat o să vă prezint ceva elevat. Am făcut și rimă. Să purcedem, zic! Astăzi vorbim despre un vin special de la prietenii de la Alpha Drink, vinul Principesa Margareta. Dar haideți să începem cu începutul. Ice Brătianu, care a fost și prim-ministru și bosul PNL, a venit el cu ideea că a noastră coroană are nevoie și de niște domenii mai speciale pentru ea. Domeniile coroanei au luat naștere printr-o lege din 9 iunie 1884 și erau constituite în 1900 din aproximativ 8 moșii care însumau 132.112 hectare. Ca să vă dați seama cam cât înseamnă asta, Bucureștiul are 22.800 de hectare. Mult mai puțin. Printre ferme de porci, grajduri, lăptării, supării și alte nebunii, domeniile coroanei aveau și terenurile viticole de la Segarcea. Acum terenurile sunt private, dar ei au ales în continuare să meargă cu numele de scenă Domeniile Coroanei, vezi, Doamne, și au câștigat și multe premii cu vinurile lor. Domeniile coroanei nu puteau să fie plictisitoare, deci aveam nevoie de un wow factor. În anii 60, francezii au încrucișat două tipuri de struguri, Cabernet Sauvignon și Grenache. Ideea lor era să facă un strugure nou care să dea mult vin, dar care să fie meh. Adică vinul ăla de ei ca să fie, nu să-l savurezi. Sau vinul ăla în care marinezi carnea, ăla puțin pastilat, așa cu gust de medicament. Marele fui mirea când și-au dat seama că au făcut un soi pentru vinuri de alea de lebei când vin copii acasă de sărbători, la nuți, la botezuri, dar în cantități foarte mici. Nașpa! Și așa s-a născut soiul Marcelan, destul de uitat până recent. Totuși, a venit așa ușor-ușor, la mai bine de 2000 de kilometri de locul lui de baștină și s-a stabilit aici, la Segarcea. Principesa Margo este primul vin românesc realizat 100% din soiul Marcelan, plantat în premieră în vile de la Segarcea în 2005. Pentru acest vin, producția a fost limitată la 6 tone de struguri per hectar, tocmai ca extractul să fie tremanific, treze special. Da, știu și franceză. Mais oui. În cazul în care nu știați, Principesa Margi este fiica regelui Mihăiță, iar în 2017 a preluat conducerea casei regale. Acum, această colecție de vinuri este făcută în onoarea ei și scoate în evidență dragostea ei pentru mediul înconjurător. Ce arome avea un vin de colecție care se numește și Principesa Margareta? Vă zice fata voastră. Arome de gem de căpșune, zmeură, afine, cocos, tabac și piele fină, dacă înțelegeți. Gustul este complex, de la explozia de fructe la notele secundare de condimente. La final rămâi cu un gust de lemn dulce și ciocolată cu lapte. În plus, are o putere foarte mare de învechire acest vin. În 2010, iubirea dintre Segarcea și Casa Regală s-a unit din nou, iar Segarcea a devenit furnizorul oficial de vinuri liniștite. Așa, acum că am stabilit toate detaliile, cum se bea acest vin roșu? Dacă am vorbit de lejereanu și am zis că îl bei cum îți vine, pe masă, pe pereți, în cadă, aici este puțin altfel. Vinul acesta face parte dintr-o colecție limitată, deci trebuie băut ușor, trebuie savurat. În primul rând, trebuie să aibă 13-17 grade, deci nici prea cald, nici prea rece. Apoi, trebuie să aveți grijă să-l consumați cu preparate din carne sau cu pizza, paste, foarte Italy și așa, pe mood. Așa știi că bei un vin fin, trebuie să faci toate detaliile ca într-un ritual. Aprins lumânări. Vin răcit corespunzător. Intrat în mood. Să savurăm! Dacă v-am făcut chef de un party classy pre-pandemie, nu uitați să dați like, subscribe și să apăsați clopoțelul pentru notificări. M-am pupat!